Ne v-am regăsit, oameni buni! Vă salut, dragi prieteni, ai emisiunii Învață românește! Mă bucur să vă am și astăzi muzafiri! Dar, concluzia pe care o enunț înainte de a începe emisiunea e că nu se mai învață limba românească. Încep astăzi e, emisiunea cu e, o, întreba, o întrebare primită de la Irina Daniela Cumpăratul din Irlanda. Și știți că de fiecare dată dau întâietate întrebărilor, sesizărilor care vin de la persoane care își dau numele. Ei, doamna sau domnișoara Cumpăratul și-a dat numele și ne scrie tocmai din Irlanda. Zice, citează greșeala întâi sau ceea ce consideră domnia sa că e greșeală. Sunt fericită că știu scrie. Și mă întreabă, e o construcție des întâlnită în vorbirea ardelenilor. Se referă apoi ca și folosirea decât în propoziții fără negație. Am decât trei creioane în penar. Și domnia sa dă și răspunsul la întrebare. Cel de-al doilea exemplu e sigur greșit. De acord, este greșit. Dar, în primul caz, sunt fericite că știu scrie e greșit sau nu e greșit. Dragă Irina, nu e greșit, pentru că e o exprimare populară. Și dacă e o exprimare populară, evident că în vorbirea populară, lucrul acesta nu constituie o greșeală. De ce nu constituie o greșeală? Avem și cântece populare. Un cânte care mi-e drag mie zice așa Eu nu cânt că știu cânta dar mi-e dragă țara mea. Îl țin minte dintr-o poezie populară de pe vremuri. Deci eu nu cânt că știu cânta nu ar fi o greșeală. Din punctul de vedere al vorbirii populare din punctul de, de vedere al limbii literare însă este indicat Atenție, n-am zis greșeală. Este indicat să se folosească Eu nu cânt că știu să cânt. Eu nu cânt că știu a cânta. Evident că prefer construcția cu conjunctivul. Eu nu știu să cânt. Sunt însă și verbe unde nu mai avem a doua posibilitate. De exemplu, cu verbul a putea. Eu pot cânta. Eu pot să cânt, dar nu pot a cânta. Chiar dacă exprimarea aceasta a fost posibilă cândva, acum vreo 2-300 de ani, în începuturile limbii române scrise. Deci, dragă Irina, eu nu cânt, că știu cânta, nu este greșit. Eu știu scrie, nu este o greșeală. Dar, Evident că atunci când ne învățăm pe copiii noștri acolo departe de țară, e bine să îi învățăm în limba literară. Îți urez succes și îți mulțumesc pentru întrebare și sugestie. Eu intru în bucătăria mea zilnică și citez un ziar care se cheamă pe surse cu foarte, foarte mulți cititori. Dar Chiar dacă are foarte mulți cititori, respectul pentru limba română e cam același ca în toată presa noastră, și scrisă, și mai ales pe net. Deci, pe surse. Avândur interesele țării pentru avantaje josnice. A făcut dosare politice împotriva adversarilor și a denaturat actul de justiție. Deci așa. așa se scrie acolo, da? Sigur, nu mă pot abține să spun că un copil de clasa a doua ar scrie mai bine. Cu siguranță, mă tem că ar scrie mai bine și unul mai mic, dar nu vreau să fiu chiar atât de categoric. Deci, a vândur, vândut. Ce face autorul? În loc de T, pune R. Mai departe, cealaltă greșeală. Și a denaturata actul de justiție. A denaturata. A denaturat. A pus una în plus dincolo a schimbat o literă, aici a pus un a în plus. Partea cea mai urâtă însă a scrisului pe surse este următoarea: lipsa diacriticelor. Deci, faptul că nu sunt diacritice pe mine mă face să consum timp dublu. O spun categoric. De ce? Pentru că eu trebuie să bănuiesc care ar fi forma cuvântului pe care a dorit să o scrie autorul articolului. Și atunci, evident, că în capul meu, chiar dacă să se spunem, se spunem că se fac operațiunile astea mentale foarte repede, evident că lucrul acesta mă face să pierd timp. Eu lucrul acesta o spun cu toată seriozitatea, nu îl înțeleg. Deci, nu înțeleg, și pace, să zicem. Lipsa diacriticilor. De, de moment ce există o lege ortografică. Începând din 1993. Au mai venit niște precizări ortografice prin 2012-2013. Sigur că Academia mai intervine din când în când în probleme de scriere. Dar nu am văzut o acțiune foarte serioasă și a Executivului și a Parlamentului de a pune în uh, termeni corecți scrierea cu diacritice. Și vă spun un secret. Există țări în care scrierea corectă în, limbi, în limba respectivă este infracțiune. Una din aceste țări este Franța. O altă țară, mai nouă este Slovacia. În Slovacia o greșeală de vorbire, de exprimare, de scriere costă până la 5.000 de euro. Nu înțeleg de ce se permite. Avem CNA în România, avem Parlament, avem o mulțime de organizații și organisme care se ocupă de buna funcționare a statului român. Iar mijlocul de comunicare al statului român ar fi trebuit supravegheat și ar fi trebuit întreținut cum trebuie. Nu s-a făcut lucrul acesta. Vă rămân dator aici cu uh, verbul a denatura. Cum adică a denaturat uh, actul de justiție. Sigur că acolo este o greșeală, trecem peste. Dar ce caută cuvântul a denatura în contextul respectiv? Ce înseamnă a uh, uh, denatura? A schimba intenționat sensul, înțelesul, natura sau caracterul unor cuvinte, al unor idei. A deforma, a altera, a falsifica. Păi, domnule, acolo n-ar fi trebuit un cuvânt precis nu? Adică a schimbat actul de justiție din asta în asta, că justiția funcționează pe baza unor legi foarte clare, nu? Și atunci când comentezi tu, mare jurnalist, un act al justiției, măcar să ai uh, precizia termenului, acuratețea termenilor, nu? Ca să se poată înțelege. <hătă -i> Ce mai înseamnă a denatura? A adăuga unui produs o substanță străină spre a-l face în propriu scopurilor pe care, pentru care a fost destinat inițial. Sigur, e un neologism de origine franceză să spunem până la urmă. Problema este, iată, că ă, de denatura nu avea ce căuta în contextul acela. Deci, observați, oameni buni, că greșelile acestea sunt mult mai grave decât ă, la o primă vedere. Deci, nu e vorba numai că lipsește o literă sau că este schimbată o literă sau avem o literă în plus sau nu s-a pus cratima, nu s-a pus punct, virgulă, dar avem o problemă cu cunoașterea vocabularului din române, adică cu cunoașterea Limbii române. De asta am spus în titlu. Nu se mai învață limba română? Ei, iată că nu se prea învață. Mă opresc aici, oameni buni pentru astăzi. Mă iertați, nu uitați să-mi lăsați sugestiile, observațiile dumneavoastră, să-mi sesizați și alte greșeli pe pagina mea de Facebook sau pe pagina emisiunii Învață Românește a televiziunii plus Suceava. Vă mulțumesc, vă mai aștept și la celelalte emisiuni. La revedere, doamnelor și domnilor, pa, dragi copii!